Alertele false cu bombe ar fi fost făcute de pe teritoriul Rusiei și din Belarus. Declarația a fost făcută de premier la postul public de radio. Natalia Gavrilița a mai anunțat că autoritățile de la Chișinău colaborează cu autoritățile din statele respective pentru a identifica pe suspecți, însă procesul este destul de anevoios. Sunt greu de urmărit, mai ales este greu de... Noi știm anumite lucruri, da? Că sunt surse în Belarus, Rusia și lucrăm cu aceste state pentru că să identificăm persoanele, dar în mediul online este foarte greu de urmărit până la capăt, mai ales comanditarii, dacă cei care stau în spate sunt în aceste țări pe care le-am numit, pentru că acolo este cumva computerul sau adresa computerului, dar ea... Cei care cunosc un pic cum funcționează tehnologiile informaționale știu că aceste date pot fi manipulate. Potrivit datelor Ministerului de Interne, de la începutul anului au fost înregistrate 10 de alerte false despre minarea peste 200 de locații. Cele mai multe, 30 dintre ele, au avut loc la aeroportul Chișinău. Săptămâna trecută la Aerogar au fost instalate suplimentar dispozitive pentru verificarea pasagerilor și a bagajelor acestora. Anterior, Procuratura pentru cauze speciale a anunțat că a identificat unele locații ale suspecților care sunt atât din țară cât și de peste hotare și că aceștia ar fi coordonați de un grup de persoane care au scopul de a destabiliza situația din țară. Autorii alertelor minciunoase riscă amendă de până la 42.500 de lei sau până la 2 ani de pușcărie.